Salutare și bine v-am găsit! Numele meu este Emi și astăzi o să vorbim tot despre biciclete. Pentru mine nu este atât de important, însă de aproape 3 ani de zile de când am bicicleta asta și am avut ocazia ca să... și am aproape 6.000 de kilometri cu ea. Cred că sunt în măsură ca să dau niște sfaturi în legătură cu mersul pe bicicletă la drum lung. În primul și în primul rând, dacă mergi cu bicicleta la drum lung, trebuie să știi că cea mai importantă regulă este ca tu să mergi și să pedalezi constant. Cel mai important lucru nu există că cum te îmbraci, ce mănânci, ce bei, ce faci. Dacă nu mergi constant și nu menții o viteză constantă, o să obosești foarte repede și o să-ți fie foarte greu. Cea mai simplă metodă ca să poți să ții o viteză constantă este să îți cumperi un ciclocomputer, pentru că costă vreo 20, 30 până 40 de lei maxim, care o să-ți indice viteza pe care o ai și o să știi tot timpul ce viteză ai. Și în momentul în care vezi că pedalezi mai greu, observi că viteza scade, o să știi că pedalezi mai greu și o să crești puțin de ritmul, ușor. Și în momentul în care vezi că crește viteza, o să scazi puțin de ritmul ca să pedalezi constant aceeași viteză. O să fac un clip separat în care o să explic cum se calculează viteza constantă ideală pentru tine, pentru că diferă de la bicicletă la alta, de la persoană la alta, de rezistența și de forța mușchilor de la o persoană la alta, de grosimea roților, de mai multe caracteristici, de ce greutate ai, ce greutate are bicicleta. Sunt mai mulți factori care influențează viteza ideală pe care tu o poți să o menții. Dacă vrei să te bucuri de un drum lung, trebuie să ai în cap lucrul acesta. În momentul în care mergi pe drum drept, plat, fără înclinații, fără vânt din față spate, trebuie să știi să ai o viteză în cap. În momentul în care intervine vântul din spate sau din față, e bine, atunci poți să mai crești și să mai scazi din viteză în funcție de cât de tare bate vântul. Al doilea lucru, cel mai important, este șaua. Dacă nu ai așa confortabilă și reglată corespunzător, pe plimbare de 20-30 km o să blestemi și o să înjuri că ai cea mai oribilă șa și că te doare curul și că nu mai vrei să pui fundul pe bicicletă în viața ta. De aceea este foarte important să vă reglați șaua. Aceasta se reglează, o să vă arăt. Chiar acum o să vă arăt cum se reglează șaua. Sau cel puțin cum am reglat eu. Ideal este, într-adevăr, șaua aceasta este puțin cam ridicată. Însă pentru mine este ideală. De ce? În momentul în care piciorul meu, pedala stă jos, piciorul meu este perfect întins. Lucru care îmi favorizează o pedalare ușoară și care nu o să mă forțeze să pedalez. Al treilea cel mai important lucru la drum lung este îmbrăcămintea. În momentul în care este foarte cald afară, este ideal să ai un tricou foarte subțire, pantaloni scurți și de preferat niște, dacă nu ai, Adidas cu un material prin care poate să treacă vântul ca piciorul tău, ca prin Adidas și tăi să treacă tot timpul vântul și să fie răcoare la picioare. Ideal ar fi să ții niște șlapi. Ideal ar fi ca la drum lung tu să ai. Al treilea cel mai important lucru este îmbrăcămintea. Eu recomand cel puțin în sezonul cald tricou, pantaloni scurți și șlapi. Dacă nu vrei șlapi, ia-ți atunci niște Adidas cu aerisire care să aibă un material special făcut ca să treacă. Nu, niște Adidas care, dacă nu ai șlapi, atunci ia-ți niște Adidas care au aerisire, adică au un material de textil prin care trece vântul și îți conferă un confort sporit la pedala, nu ți se închid cinci picioarele, nu-ți transpiră, nu te jenează, nu te dor. Este un lucru care, în opinia mea, este esențial, mai ales la drum lung, în sezonul cald, și care o să-ți facă plimbarea mult mai plăcută și nu o să te doare picioarele și nu o să obosești atât de repede, pentru că mușchii vor fi în continuare ventilați și reci, nu se vor supraîncălzi, nu o să ai întinderi, nu o să ai febră musculară, o să fie în regulă. Am văzut foarte mulți care merg în pantaloni scurți și tricoul la două jos. Consider că nu este bine să faci lucrul ăsta. În momentul în care stai cu tricoul pe tine, soarele bate pe tine, tu te încălzești, transpiri, iar toată transpirația aia, în momentul în care bate o leacă de briză sau un pic de vânt, o să vezi că o să se răcească și o să-ți fie răcoare. Însă, dacă tu stai fără tricou, tu transpiri și toată transpirația o să se evapore.
și în momentul în care bate un pic de briză, tu practic poți să-ți fie tot cald. Nu o să simți transpirația rece pe spate care să te mai răcorească o leacă. Numărul 4. Hidratarea. Chiar atât iarna cât și vara trebuie să te hidratezi în momentul în care mergi la drum lung, deoarece tu transpiri, consumi apă, iar în momentul în care corpul se deshidratează, o să fie destul de nasol. Deci cea mai mare prostie pe timpul verii este să pui apă aici, pentru că dacă o pui aici, ea se încălzește, bate soarele pe ea și nu o să mai fie bună de băut, o zic eu, din propria experiență. Cel mai bine o pui în ghiozdan, pentru că în ghiozdan, fiind ferită de lumina soarelui, nu o să se încălzească atât de tare. O să se încălzească doar din transferul de căldură dintre aer și ghiozdan și cam aia o să fie. Dar dacă o pui aici, va fi moarte curată. Locul numărul 5 se găsește poziția mâinilor pe ghidon și felul în care tu stai cu mâinile pe ghidon. Lucrul ăsta nu este atât de important, de-aia l-am și pus pe locul numărul 5. Mai important este înălțimea șeii decât poziția mâinilor pe ghidon. Însă, o să vedeți că la drum lung, dacă cu cât ții mâinile mai strânse și mai ciudat pe ghidon, o să-ți amorțească și o să te doară și o să-ți pierzi tot cheful de plimbare. Poziția mâinilor pe ghidon. Ideal să nu țineți mâinile așa. Să nu le țineți nici așa, nici așa. Iar să rețineți ceva de genul ăsta. Și cât mai apropiate de centrul ghidonului pe manșon, să nu le țineți așa, pentru că o să obosiți. Le țineți ceva de genul acesta. Dacă vreți să țineți un deget aici pe frână, poate chiar pe ambele, da? E bine să ai și manete mai lungi. Și să țineți coatele ușor flexate, să nu vă lăsați pe mâini, pe brațe, să lăsați coatele ușor să flexeze, să nu le țineți așa, nu stați așa, să vă lăsați cu toată puterea pe mâini, pentru că o să vă doară, iar să stați cu coatele ușor flexate, ca să se distribuie greutatea corpului vostru, atât pe coate, cât și pe încheietură, cât și pe umăr. Și în cazul în care vreți să coborâți o pantă și aveți o pantă mai mare, ideal să nu stați așa, pentru că nu o să fiți aerodinamici. Cel mai aerodinamic ești dacă stai, baci fundul aici sub șa și stai, uite, exact așa. Sau, în cel mai bun caz, pur și simplu pui burta aici, pe ghidon, și ridici picioarele așa în sus. Cam astea sunt pozițiile de stat la drum lung. Să nu vă ridicați niciodată din pedale în momentul în care urcați un deal. Cel mai bine este să vă dați cu fundul mai în spate pe șa și să începeți să, în momentul în care pedalați, să jonglați așa cu bicicleta stânga-dreapta. Și ideal ar fi să alegeți o cadență mai mare. Ce înseamnă cadență? Adică viteza cu care tu pedalezi. Am vorbit vreo 18 minute în continuu, singur în curte. Dacă mă auzi cineva, sper să nu crede că-s din bun sau ceva de genul. Nici de cum vorbesc la telefon și la GoPro. Dacă v-a plăcut, știți prea bine ce aveți de făcut. Like, abonare sau subscribe sau așa. Dați și la alții care merg la drumul cu bicicleta să afle și ei. Dacă mai aveți ceva de adăugat și mai aveți nu știu, alte sfaturi, alte, nu știu, din experiența voastră, scrieți-le mai jos în comentarii. Eu am fost Emi și până la viitoare să ne auzim cu bine. Salutare, pa, pa! Pentru că la drum lung, dacă tu... Ok. Sper că oamenii noștri trebuie să mă trebuie mai așa că mă bate creanga asta.